În Ștefan cel Mare, Vasluiul a ajuns la 6 victorii din 7 meciuri cu Inacio pe bancă. Doar Brașovul i-a bătut pe moldoveni, cum a făcut-o și cu Rapid în această etapă. Adailton a ratat prima ocazie a meciului, dar Bălgrădean a scos șutul brazilianului din lovitură liberă. Ierobelu ar fi putut deschide scorul în minutul 52, a tras pe lângă din unghi. Nigerianul s-a revanșat 5 minute mai târziu, când a marcat singurul gol al meciului. Nu contează cine a dat gol. Mai important e că echipa a câștigat 3 puncte aici. Foarte important. Curtean și Pulhac ar fi putut aduce egalarea pentru Dinamo, dar n-au reușit să-l învingă pe Borjan la aceeași fază. Titlul se îndepărtează de dinamoviști, care rămân cu un punct în ultimele 3 etape. În Ștefan cel Mare s-a stricat demisia. Am bătut pe Dinamo, 1-0 în deplasare, ne-a apropiat un pic de podium. Nu vreau să găsesc scuze, însă este foarte greu în momentul în care joci fără 3 jucători de bază, 3 jucători titulari, să emiți pretenții în fața unui adversar foarte bun.